trezi, e trecut de miezul nopții și tu nu mai vii. Lacrimile mi-o dă fața de dor și amar, că te aștept să vii, micuță, dar e în zadar. Doar Dumnezeu știe cum de ai putut o iubire așa de mare să lași în trecut. Stelele și luna martorele au fost, ele știu că ne-am iubit, nana, fără rost. Te mai iubit jurământul, de ce ți-ai călcat? Toate visele frumoase mi le-ai spulberat. Doar Dumnezeu știe tu ce ai gândit și-ți plătește viața asta, nană, însețit. Numai el îmi vede lacrima ce-mi pică, nu mă lasă el să mor, de jos mă ridică. Viața petrecând, eu râsând, nană voioasă, iar tu oftând. Doar Dumnezeu știe tot ce ai pierdut, când iubirea dintre noi ai rupt în trecut. Mult vei suferi și-ți va părea rău că altul în viața mea ți-a luat locul tău. Nanale meu dragoste rară, la inimioară, din clipa când m-ai privit, am știut că te-am găsit. Nanale meu, dragoste rară, mi-ai intrat la inimioară, din clipa când m-ai privit, am știut că te-am găsit. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Iubesc până mor, îți dau gura cu dulceață, și-a mea dragoste pe viață. Nană, dragoste cu dor, jur să te iubesc până mor, îți
îți dau gura cu dulceață, așa mi-a dragoste pe viață. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nana dragoste aleasă, eu sunt mândra ta frumoasă. Cum e luna între stele, ești iubirea vieții mele. Nana dragoste aleasă, eu sunt mândra ta frumoasă. Cum e luna între stele, ești iubirea vieții mele. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. De-aș trăi, mă faci să mă simt iubită, lângă tine fericită. Nici nu aș putea gândi fără tine de-aș trăi, mă faci să mă simt iubită, lângă tine fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă, de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Dragii mei, Ana Maria Ion Oprișan, pentru dumneavoastră, prima melodie pe care a interpretat-o după publicitate s-a numit Sus pe cer lumină luna și, bineînțeles, cu acordul tău, Ana Maria, aș vrea să o dăruim domnului Gigi Băzdăvan, un înflăcărat iubitor de folclor, de cântec popular, iubește foarte mult cântecul oltenesc din toată zona Olteniei și implicit cântecul din Mehedinți și ne-a lăsat un mesaj de astăzi pe internet că își dorește foarte mult, mi-a spus de fapt să te rog să interpretezi această melodie și pentru că dânsul a trecut printr-o operație, să fie mod special pentru dânsul și să se facă bine, cel puțin până luni seara. Să fie sănătos, da. Îi doresc și eu. Debutul ca interpret când s-a produs? Cu adevărat, când am debutat în anul 2008, când la invitația doamnei Marioara Mărărescu am urcat pe scena festivalului Cerbul de Aur din Brașov. Da, festivalul internațional. Internațional, da. Din păcate acum nu se mai ține. Da, așa e. Dar în anul 2008, alături de doamna Nina Predescu și de Olguța Berbec, am urcat pe scenă, eram micuță și poate atunci nu m-am bucurat de atât cât trebuia de această oportunitate, dar acum realizez cu adevărat ce a însemnat să urc pe scena festivalului Cerbul de Aur și mă bucur cu tot sufletul. Aș vrea să nu trecem, să nu trec peste perioada concursurilor fără să te rog să ne interpretezi un fragment dintr-o doină, pentru că sunt convinsă că la toate concursurile unde ai participat ai interpretat și o doină. Sigur, scria în regulamentul festivalurilor că trebuie interpretată o doină fără acompaniament. Sunt puțin răcită și vorbesc un pic cam răgușit, dar îmi dau toată silința și sper să placă tuturor telespectatorilor. Sus pe geal, sus pe geal,
jurarăm credință grea. Foarte frumos. Mulțumesc din suflet. M-am străduit să nu se cunoască răgușeala și da, nu se cunoaște. Foarte frumos, asta Ana e. Maria. Mulțumesc. M-a impresionat interpretarea, în primul rând, nu mai zic de originalitatea piesei. Mulțumesc. Iar acum o să-i spunem, o să spunem din nou alo. Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara, Ilie Dură! Bună seara, doamna Ioana! Bună seara, invitatei dumneavoastră! Bună seara! Să știți că atâtea emoții am și atâtea emoții m-au năpădit. Da. După această frumoasă interpretare de doină, chiar cuvintele sunt prea sărace pentru a vorbi sau a spune ceva despre Ana Maria Ion Oprișan. În primul rând, țin să vă mulțumesc dumneavoastră că iubiți atât de frumos și atât de mult calitatea și nu cantitatea. Că țineți atât de mult la imaginea dumneavoastră, că sunteți un om atât de frumos și atâta bucurie transmiteți prin tot ceea ce faceți dumneavoastră, de rar cuvintele se pot aduce în gura unui om. Din tot sufletul vă felicit. Eu îți mulțumesc, dar... Și vă mulțumesc din toată inima că ați acceptat să intru în direct, să spuneți la mulți ani încă o dată, pentru că Eu așa pe dinainte. Păi mie pe dinainte, eu mi-am dorit foarte mult să te luăm prin telefon în această seară pentru a-ți ura la mulți ani. Luni a fost ziua ta de naștere, luni 19 februarie, o zi specială pentru tine, tu ești un interpret special, reprezinți cu cinste zona cântecului, zona vâlceană, zona Vâlcii, ești un interpret care, iată, ai venit în fața tânăr, care ai venit în fața telespectatorilor cu un album de melodii reușit. Ai prins, îți doresc mult succes și multă, multă sănătate, iar pentru că mâine este Dragobetele, Ilie, îți doresc să fii iubit. Doamne ajută tuturor! Să știți că o piatră de temelie foarte mare la cariera mea muzicală a spus-o dumneavoastră. De ce? Pentru că mi-ați dat șansa de a fi mai aproape și cât mai aproape de toți iubitorii de folclor frumos din Argeș. Și pentru asta rog pe Dumnezeu să vă ajute și să vă dăruiască multă sănătate. Iar referitor, dacă aș fi să vorbesc despre Ana Maria Ion Oprișan, despre artistul Ana Maria Ion Oprișan, aș putea să vorbesc până dimineață. Cred că și argeșenii și toți telespectatorii care văd pe Facebook și nu numai, când o ascultă, transmite bucuria. Este ca o slugă bună și credincioasă care înmulțește talentul și din bucuria pe care o primit-o, talentul acela frumos pe care l-o primit de la Dumnezeu, îl împărtășește tuturor celor dragi. Ana, îți doresc din suflet să te iubească Dumnezeu și din iubirea pe care o ai primit-o, să o dăruiești tuturor celor dragi, ei și nu numai, să împărtășești frumos publicului darul ta frumos de a cânta, să fii mereu așa cum ești tu și te rog să nu te schimbi și să știi că te prețuiesc, te apreciez și te iubesc din tot sufletul, pentru că ești o slugă bună și credincioasă, mă repet, să știți că am mari emoții și nu găsesc cuvintele să vorbesc atât de frumos despre ea și te rog să mai cânt doine. Doamna Ioana, mai puneți să mai cânt o doină, două, trei. Uite, mulțumesc. O să rog să ne mai cânte ceva, pentru că tu mi-ai dezvăluit că Ana Maria iubește cântecul și din alte zone etnofolclorice și o să rugăm să vedem dacă o să vrea foarte și ea. Foarte frumos, da. Vreau să vă spun că un defect al ei este că nu are mai multă încredere în ea. De ce? Pentru că s-a lovit de foarte mulți oameni răi. Dar Ana, tu ești un om puternic, ești o persoană puternică și să știi că Dumnezeu nu dă nimănui un talent atât de frumos dacă nu e acel om care îl dăruiește puternic. Tu poți să duci cu brio tot ceea ce ai primit de la Dumnezeu. Te rog să mergi înainte și să fii tu și să cânti așa cum ești tu și să faci ceea ce trebuie. Ai încredere mai mult în tine și să știi că materialul pe care l-ai realizat este extraordinar de frumos.
Îți mulțumesc din suflet, Ilie. Tu tot timpul m-ai susținut. Știu, știu. Eu nu știu să vorbesc despre tine așa frumos cum vorbești tu despre mine, însă știi că gândul meu bun te însoțește tot timpul și te apreciez și te respect din tot sufletul. Ești unul dintre puținii prieteni adevărați care mi-au rămas și mai ales din domeniul acesta al nostru, din breaslă, din muzica noastră. Mi-ai rămas aproape. Merit și iară merit, pentru că ai o voce foarte frumoasă, foarte plăcută și cred că atunci când i-am zis doamne Ioana Anton să te invite la emisiune și să te invite în toate spectacolele pe care dumneavoastră le realizează, nu am spus greșit. Și cred că dacă eu am greșit prin tot ceea ce am făcut eu să te recomand, cred că merit, nu știu, o palmă de la doamna Ioana. Dar nu cred așa ceva, pentru că sunt sigur că pe lângă alți artiști din Mehedin, eu îți doresc din suflet să faci istorie în muzica populară, prin tot ceea ce faci tu, prin cânt, prin port. Și sunt sigur că așa vei face, pentru că ai ceva ce nu au alții. Eu te prevăd, nu te compar, nu fac cine știe ce, dar pun Niculina Stoican, Margarita Stoican, Anita Gantu, dacă ar fi să dau câteva nume din ele. Mulțumesc din tot sufletul. Ilie, îți mulțumim foarte mult, trebuie să cântăm. Decât atât vreau să spun că tu vorbești mai frumos pentru că luni ai împlinit o vârstă mai 20, deci mai mare decât Ana Maria. Bineînțeles și ea când o avea 29 de ani o să vorbească la fel de frumos, bineînțeles că am glumit. Îți mulțumim frumos pentru telefon, încă o dată la mulți ani și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Da. Și să mai puneți pe Ana să mai cânte live. O să o pun imediat. O, două, trei. Bine, Ilie, mulțumim frumos, la revedere, mulțumesc, te pupăm. Iar acum, Ana Maria, o să te rog să interpretezi alte două melodii. Sigur. Îmi aleargă gândul la bunici și trece toamna pe la porți. Dragii mei, Ana Maria Ion Oprișan. Din pomi și lacrimi stau să-mi cadă. Mi-aleargă gândul la bunici că-și doresc să mă vadă. Că azi nu mai sunt mititica și alerga prin curte, să ajungă de grabă la ei cu dor să-i sărute. A trecut vremea precum gândul, știm la fel de bine. Cât ne-am dorit de mult în loc, timpul nu-l putem ține. Și chiar de ani au lăsat semne în suflet și pe față. Pe mei bunici eu îi iubesc și voi iubi o viață. În curte, ca să descoperă multe taine, vorbeam câte și câte. Mușcatele roșii înflorite pe prispă le udam. Din palmă puișorii mici cu ea eu îi hrăneam. Mă lua pe deal și mi-arăta cât de grea este munca. Punându-mă așa în joacă, s-adun fânul cu furca. Îmi tot spunea să învăț carte, fiindcă-i greu la treabă. Lungită mă lăsa să adorm cu greierii în iarbă. Oh,
Noaptea pe câmp la sapă sau la coasă, dar se-ntorcea tot bucuros când mă știa acasă. Din când în când eu îi citeam ce mai scriau poeții, iar mai târziu ieșam pe drum la joacă cu băieții. M-a luat bunicul într-o zi cireș ca să sădesc, mâncând din pomul dulce rod de el să-mi amintesc. După 2 ani puneam din el cireșe la urechi, pe când bunicul mi-i povestea poveștile lui vechi. Bine, acum când vin ca să-i văd, se uită în sus la mine. Ei sunt din ce în ce mai mici și mai îmbătrâniți, dar au inima cât un munte, bunicii mei iubiți. Viața m-a dus departe lume, dar mă-ntorc cu drag, ca să-i revăd pe ai mei bunici care mă așteaptă-n prag. Nu voi uita cât voi trăi cireșul de la vie, nici satul meu cu ai mei bunici și-a mea copilărie. Trece toamna pe la porți cu miros de struguri coți, ca o fată despletită în ie cu flori gătită. Trece toamna pe la porți cu miros de struguri coți, cu părul lăsat pe spate, ia cu flori colorate. Trece toamna printre vii, în păr cu frunze arămii, cu mărgele și cercei din boabe de strugurei. Trece toamna printre vii, în păr cu frunze arămii, cu mărgele și cercei din boabe de strugurei. Al meu să mă vadă, că de dorul ce mi-l duce și cerul e trist și plânge. Vine cu toamna odată și nanal meu să mă vadă, că de dorul ce mi-l duce și cerul e trist și plânge. În cale când eu ieși, soare din ori s-o ivi, de drag strugurii s-or coace, ăsta-i nana care-mi place. În cale când eu ieși, soare din ori s-o ivi, de drag strugurii s-or coace, ăsta-i nana care-mi place. S-o pune vremea rece. Vine nana-l meu purtând în minte un singur gând, fără mine să nu plece, când s-o pune vremea rece. I-am promis din primăvară că-mi să-i fiu soțioară. O punem us în butoi și-om începe viața-n doi. I-am promis așa va fi, fără nana aș muri. Doamnă, fără struguri nu-i, eu mor fără ochii.